Bună seara! Urmăriți emisiunea care va aduce informații la zi despre fenomene meteo, ecologie și evenimente din țară sau din lume. Am avut parte de o săptămână cu temperaturi ușor mai ridicate pentru această perioadă. Detalii pe această temă puțin mai târziu. Rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute pentru că vorbim, printre altele, despre aurul verde, sărbătoarea focului, despre turismul în deșert și, bineînțeles, nu vor lipsi datele despre vreme. Dacă nu știați, vă spunem că până și nevinovatele gâște au ajuns să fie acuzate de poluare. Cândva, cu vigilența lor, au salvat Capitoliul din Roma, însă acum sunt blamate. Cercetătorii danezi au descoperit că mai multe lacuri din țară sunt contaminate cu fosfor provenit din excrementele acestor păsări. Din cauza climatului din ce în ce mai cald în timpul iernii, gâștele nu mai zboară spre sudul Europei, iar numărul lor mare creează deja o problemă climatică, specialiștii afirmând că mai mult de o treime din nivelul ridicat de fosfor al lacurilor este o consecință a excrementelor lăsate de aceste păsări. În unele locuri, piscinele nu mai sunt simple bazine din beton sau fibră de sticlă cu sisteme de filtrare și curățare pe bază de substanțe chimice. Și asta pentru că se poate folosi puterea de regenerare a ecosistemelor naturale pentru a beneficia de piscine 100% ecologice. În capitala Belgiei, Bruxelles, a fost dată în folosință o piscină care a devenit acum un simbol al tehnologiei pentru că limitează impactul activității umane asupra mediului. Tratând și colectând ploaia și apele uzate, piscina consumă cu 70% mai puțin decât una obișnuită. Asta înseamnă o medie de 10 milioane de litri de apă economisite pe an. Iar consumul de energie a fost minimizat datorită tehnologiei eficiente, cum ar fi instalația de cogenerare, un sistem ce produce atât electricitate cât și căldură. În continuare, vedem cum va fi vremea în țara noastră. Iată că meteorologii ne informează că vom avea parte de o săptămână cu vreme răcoroasă pentru această dată, mai ales în vest, în nord și în centru. Și în regiunile sudice temperaturile au scăzut și se simte acest lucru. Vor mai fi ploi, dar numai pe suprafețe mici sau cel mult din loc în loc. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vremea va fi rece în Brașov și în Cluj-Napoca, unde vom avea 7 grade. La amiază, destul de multe instabilitate în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor tinde spre 24 de grade în sud-vest. Cu detalii revin în principala rubrică meteo. Oamenii de știință atrag atenția asupra ritmurilor de creștere a populației și a diminuării resurselor de hrană la nivel mondial. Însă o soluție cu totul inedită pentru rezolvarea acestei probleme există în adâncurile mărilor și oceanelor. Nu este vorba despre pești sau crustacee, ci despre microalge, considerate un adevărat aur verde. Cultivarea acestor plante unicelulare va deveni o alternativă salvatoare la agricultura clasică, deoarece conțin proteine, uleiuri, acizi grași nesaturați, vitamine, minerale și antioxidanți, fiind utilizate atât în industria alimentară, de înfrumusețare sau de mase plastice. Provocarea majoră este, în prezent, creșterea microalgelor la scară industrială, fără să fie afectate acele caracteristici benefice pentru sănătatea oamenilor. Se pare că acestea trebuie să fie într-o mișcare permanentă pentru ca lumina să poată ajunge peste tot în procente similare și, mai mult, organismele microscopice să beneficieze de o temperatură constantă situată în jurul valorii de 15-20 de grade. Mari companii produc anual tone de microalge uscate, folosind niște tuburi pline cu apă de mare, iar, cu ajutorul soarelui, este creat mediul propice dezvoltării acestora. Și vă mai spunem că microalgele reprezintă una dintre sursele primare de omega-3. Vorbim acum și despre evoluția vremii. Iată prognoza zilelor următoare. La noapte, cerul va fi temporar noros, nu mai sunt anunțate ploi, iar în termometre vom avea temperaturi de la 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 16 grade în zona litoralului. Mâine, vremea se anunță răcoroasă în vest, în nord și în centru, în jumătatea de sud a țării. Din loc în loc vor fi averse însoțite de tunete și fulgere, iar în jumătatea de nord va ploua, dar pe suprafețe mici. Vântul își va face simțită prezența la munte, dar și în regiunile sud-vestice și prin cele sudice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 14 și 24 de grade. Valori mai ridicate vor fi, iată, în Alexandria, în București și în Călăraș.
La noapte, în București, cerul va fi variabil, iar spre dimineață în termometre vom avea 13 grade. Mâine sunt anunțate ploi, iar maxima va tinde în continuare spre o valoare mai ridicată pentru a doua decadă a lunii septembrie. Iată, 26 de grade. Poi mâine va ploua trecător, iar temperatura va scădea 22 de grade. Și la munte, vremea se anunță schimbătoare. Soarele va fi însoțit de nori, când sunt anunțate ploi pe suprafețe destul de extinse. Cea mai mică valoare va fi în Ceahlău, 7 grade, iar cea mai mare valoare, 14 grade, în Poiana, Brașov și în Predeal. Vremea se schimbă și la malul mării, scade și aici temperatura. În aer vom avea cel mult 22 de grade, iar în apa mării în jur de 20 de grade. Așadar, a trecut sezonul estival, dar în acest loc se poate merge într-o viitoare vacanță. E ceva mai departe, spre soare răsare, aproape în centrul Asiei, între Republica Populară Mongolă și Republica Populară Chineză. Vorbim despre o călătorie în deșertul Gobi. Este al doilea din lume ca mărime după deșertul Sahara. Cei care s-au aventurat prin această uriașă întindere de nisip povestesc că se poate călători zile în șir fără să întâlnești vreo așezare omenească. Cât vezi cu ochii, se văd numai dune de nisip roșu sau albite de soare, pe care neostoitul vânt, în furia lui, le poartă din loc în loc, mai ales în timpul lunilor de iarnă. Vara, temperatura se ridică până la plus 50 de grade, în timp ce iarna gelul ajunge la minus 45. Foarte rar apare câte o oază, în jurul căreia se strâng mari turme de animale ca să se adape și unde nomazii își ridică iurtele. Totuși, există anumite locuri care fac din deșertul Gobi un loc mai accesibil, iar unul dintre acestea este lacul Crescent, cunoscut și sub denumirea de Luae Kun, o atracție turistică faimoasă pentru vizitatorii care vor să vadă locuri inedite. Pe cât de inospitalier este peisajul pustiului din jur, pe atât de plăcută este această oază din vestul Chinei, apărută în preajma lacului cu același nume. Zona este o excepție și poate fi numită o minune naturală în deșertul Gobi. Include un mic ansamblu de clădiri și spații destinate turiștilor. Iar cine ajunge până acolo se poate bucura de frumusețea unei oaze cum rar găsești în deșert și de unele aventuri pe nisip care pot deveni distractive. Una dintre ele este plimbarea prin deșertul Gobi pe cămile. Se ajunge până în vârful dealurilor de nisip, iar de acolo se poate admira panorama superbă a lacului Crescent. Imaginea are un farmec aparte, iar efortul de a suporta niște temperaturi foarte ridicate vara devine istorie. A venit toamna, se schimbă preferințele și urmează alte destinații de vacanță pentru cei care aleg un city break la sfârșit de săptămână. Despre toate acestea discutăm acum cu expertul nostru în turism, Cristian Pitulice. Bună seara, Cristi! Care sunt ofertele de sezon pe acest segment ideal pentru relaxare după o săptămână, să spunem, solicitantă la serviciu? Bună, Cristina! Bine te-am regăsit! În ceea ce privește city break-urile pentru anul 2021, va trebui să vorbim de ele în contextul pandemiei, din păcate, în continuare. În acest moment suntem în plin val 4 al pandemiei și iată că situația nu este bună deloc și tocmai de asta, dacă vrem neapărat să călătorim în această toamnă, va trebui să ne alegem destinațiile cu un pic mai multă grijă. Așadar, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit în ultimul an, va trebui să stăm cu ochii pe acea listă semafor și să vedem care state intră sau ies din zona roșie sau din zona galbenă sau care state sunt în zona verde. Tocmai din acest punct de vedere, destinațiile anului 2021, destinațiile toamnă de city break sunt destul de volatile. Nu știm efectiv ce să recomandăm în mod concret și având în vedere situația, va trebui să ne raportăm la anii trecuți și la destinațiile tradiționale de iarnă, de toamnă pe care românii le frecventează și le caută. Astfel avem fie destinațiile nordice, care sunt foarte plăcute și foarte bune pentru scurte vizite în perioada septembrie-octombrie, adică acum, iar de la sfârșitul sau de la jumătatea lunii noiembrie, pentru două săptămâni ne putem muta direct către sezonul de iarnă, pentru că în alb se începe ușor-ușor să se deschidă sezonul de schi. Destinațiile sigure ale momentului ar putea fi Italia, Spania sau Portugalia, pentru că sunt și destinații viticole și sunt destinații care sunt bine legate de România prin zboruri directe. De asemenea, Germania, Danemarca, Norvegia și Suedia, capitalele acestor state, au zboruri directe de la București și sunt în zone sigure.
Din păcate, va trebui să ne raportăm sau să vorbim exclusiv despre persoanele care sunt vaccinate, pentru că în acest moment cele mai multe state pe care le-am menționat se află în zona roșie și probabil că mai multe dintre ele vor intra în zona roșie și tocmai de aceea, pentru a evita toate neplăcerile legate de lipsa de vaccinare și așa mai departe, va trebui să fim atenți încă o dată cum ne alegem vacanța pentru sezonul de toamnă 2021. Mulțumim, Cristi! Se spune că un festival nu este cu adevărat spaniol dacă nu are și elemente de pericol, oricât ar fi de mic. Faimoasă e cursa cu tauri din Pamplona, dar capitala distracției este Valencia, unde are loc sărbătoarea focului, o combinație de lumini, culori, muzică și artificii. În Valencia, câteva zile la rând, în piața centrală se aprinde tot ce poate face cât mai mult zgomot pe pământ și în cer. Pocnitori, artificii, praf de pușcă. Este mare atracție a întregului an, iar festivalul se pregătește din timp. Această adevărată fiesta datează din Evul Mediu, însă a devenit foarte populară abia pe la jumătatea secolului trecut. Atunci, ca și acum, era denumită sărbătoarea Falas, cândva un rug ce era aprins în ajun de San Jose, ziua Sfântului Iosif, patronul templarilor. Iar Falas, în dialectul local, înseamnă foc. De obicei, are loc în 19 martie, însă a fost amânată din cauza pandemiei. Unele evenimente au fost anulate și altele desfășurate cu restricții. Personajele principale ale spectacolului sunt niște figurine din hârtie colorată, lemn și ceară, care sunt prevăzute cu pocnitori și mici dispozitive explozive. Creațiile multicolore reprezintă, de fapt, personaje reale din viața socială sau politică a Spaniei. Vesele ori triste sunt denumite de locuitorii Valenciei ninote. Arată ca niște caricaturi de care e bine să râzi, așa spune regula festivalului. Și vă mai spunem că meșterii templari specializați în construirea acestor figurine uriașe pot lucra la ele chiar și un an întreg. Au devenit, cu timpul, adevărate opere de artă, apariții în stilul personajelor animate din parcurile Disney. Iar momentul cel mai așteptat are loc în ultima zi a festivalului, când nimeni nu are voie să doarmă. Lumea vine să vadă un fascinant spectacol de lumină, muzică și artificii. Atunci, toate figurinele sunt arse, cu excepția uneia care este salvată prin votul unui juriu dinainte stabilit. Și va fi păstrat în Muzeul Ninotelor din Valencia, al treilea mare oraș din țara lui Don Quixote. Vedem chiar acum cum se anunță vremea mâine în Europa. Iată că în cea mai mare parte a peninsulei iberice atmosfera va fi însorită, iar ploi sunt anunțate doar în Barcelona, unde la amiază se vor înregistra 21 de grade. În Paris, atmosfera se menține mohorâtă, dar temperatura va fi în ușoară creștere, 17 grade vor fi mâine. În peninsula italică, vremea va fi mohorâtă, iar în aer vom avea 22 de grade în Milano și 26 de grade în Roma. Cam la fel se anunță și prin peninsula balcanică, dar pe aici, pe acolo, aici mai vedem și soarele. Iată, în Atena vor fi 34 de grade în condițiile unui cer senin. În țările centrale, în cele nordice și în cele de răsărit, pe lângă ploi, mai apare și soarele, dar temperatura continuă să scadă. Mâine la amiază vom avea doar 5 grade în Moscova. Mult soare, briză ușoară și o maximă de 28 de grade astăzi în Ibiza, o insulă spaniolă din arhipelagul Baleare, cunoscută destinație de vacanță. Iată și alte valori din termometre în câteva metropole ale lumii. E, fără îndoială, un nou stil în artă prin care, probabil, orice creator vrea să transmită și un mesaj ecologic, invitând lumea să aibă o altă atitudine față de deșeuri, dar mai ales față de poluare. Asta face un tânăr algerian care colectează lemn, materiale plastice și gunoi, transformându-le în opere de artă. Altfel spus, Halim reciclează aproape orice. Strânge de pe străzi, din pădure sau chiar din zone protejate tot felul de lucruri aruncate la întâmplare pe care apoi, cu migală și îndemânare, le metamorfozează în obiecte decorative. Unele sunt făcute și din roci căzute pe care le găsește în munți. Creațiile lui sunt foarte căutate și nu duce lipsă de comenzi, deoarece prețurile sunt acceptabile. Punct și de la capăt. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem mâine de la ora 19:35. Să aveți o săptămână minunată. Pe mâine!